ne prelucește viața, ne ascultă rugăciunile. Vă dați seama, asta este bunătatea Domnului. Asta este harul care se arată față de copiii lui Dumnezeu. Și noi de multe ori stăm nepăsători față de aceste cuvinte, de aceste lucruri minunate pe care mulți le socotesc minuni, că sunt lucruri care nu se pot explica. Și asta este o minune. Vedem zi de zi minunile lui Dumnezeu. Copii vindecați de boli incurabile. Cuvinte dătătoare de viață care întăresc oamenii. Vedem cum se întorc oamenii la pocăință. Nu trebuie să stăm nepăsători în zile ca acestea. Ci trebuie să avem slavă și glorie. Atâtea cuvinte minunate care ni s-au vorbit și după masa aceasta, ni s-au adus în relief. Doar noi trebuie să fim atenți. Și să luăm la cuvintele ce s-au vorbit și după masa aceasta. Când vom ieși din locul acesta afară, putem să zicem lumii întregi ce am învățat după masa aceasta. Cu ce frumos ne-a vorbit Dumnezeu. Deci noi stăm de vorbă cu Dumnezeul nostru. Noi ne rugăm Lui și El ne vorbește. Aleluia, aleluia. Fratele Cornel ne-a adus în relief în cuvinte minunate ce înseamnă să stai la dispoziția lui Dumnezeu. Și noi trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Ca Domnul să se folosească de noi. În vremuri s-au folosit de cu cine ne lăudăm noi, cu apostoli, cu proroci. În ziua de astăzi se laudă cu noi Dumnezeu, se folosește de noi. Lucrează prin noi, El lucrează cu oameni. Aleluia! De aceea întotdeauna trebuie să fim la dispoziția Lui. Să știm unde ne-a așezat Dumnezeu. Ați auzit prorocia față de mine? În taină, eu niciodată